Rupturi totale între liderii europeni, Donald Tusk explică de ce nu l-a felicitat pe Vladimir Putin. Presubliniere dintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat miercuri ce nu l-a felicitat pe presubliniere dintele Rusiei, Vladimir Putin, pentru renumire, relatează Reuters. După atacul de la Salisbury, nu am dispoziția de a se repetori renumirea presubliniere dintelui Putin, a răspuns Tusk reporterilor, la întrebarea de ce nu l-a felicitat pe liderul de la Kremlin, care a obținut al patrulea mandat, în urma alegerilor de subliniere urate duminică în Rusia, scrie Ager Press. Reuters remarc divergent ca clar de opinii la vârful Uniunii Europene, în privința atitudinii fac de Rusia, presubliniere dintele Comisiei Europene, l-a felicitat pe Putin pentru realegere, fără a face referire la atacul cu agent neurotoxic împotriva fostului spion rus Sergei Skripal, pe teritoriul Regatului Unit. Juncker i-a trimis marci o scrisoare scurt presubliniere dintelui rus, exprimându-i sublinierea speranța că acesta va restabili ordine de securitate paneuropean bazat pe cooperare. Londra a repetat miercuri acuzațiile la adresa Moscovei, pe seama căreia pune atentatul. Premierul britanic Theresa May le va cere joi omologilor ei europeni să condamne Rusia. Un proiect de declarație comună a liderilor e, consultat de Reuters, urmează să afirme ce Uniunea prive subliniere de extrem de serios evaluarea Regatului Unit potrivit căreia este foarte probabil ca Federația Rusă să fie răspunzătoare de otrăvirea lui Skripal sublinierei a fiicei acestuia. Organizația pentru Securitate sublinierei Cooperare în Europa, OSCE, apreciază că alegerile prezidențiale din Rusia nu au oferit o alternativă reală sublinierei au fost marcate de presiuni incorrecte asupra criticilor puterii.